Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Nu mai aveam absolut, stați să vă dau puțin mai aproape. Nu mai aveam absolut nimic în casă în ceea ce privește skincare și chestii din astea de îngrijire, atât pentru ten cât și pentru... Bine, exagerez, mai aveam și eu ceva de spălat pe față, mai aveam apă micelară, dar în rest nu mai aveam cremă de față, nu mai aveam ser de față, nu mai aveam cremă de corp. Mă rog, mai multe chestii pe care le-am cumpărat, șampon, balsam, eu care de obicei am mereu în casă șampon și balsam. Ei, de data asta nici șampon și balsam n-am mai găsit și am cumpărat ceva ce, mă rog, este nou pentru mine, n-am mai testat. Am cumpărat cam de 500 de lei, cred că atât am dat, deci bugetul total a fost 500 de lei. Am cam dat gaură, să zicem, dar trebuia să cumpăr pentru că efectiv nu mai aveam chestii în casă. Și haideți să iau punga de aici, care este una mare, pentru că am dat 500 de lei totuși. Și ia să văd dacă pot să o țin aici. În principiu pot, sper doar să nu vărs. Nu știu unde Dumnezeule să o pun, dar momentan o las pe mine. Sper să nu mă deranjeze prea mult. Și hai să începem cu balsamul și cu șamponul, că vi l-am pomenit mai devreme. Am cumpărat de la Bedhead Tigi, sau Tigi, nu știu cum se pronunță, acestea sunt, șampon, care este acesta, și balsam, acesta. Hai să văd dacă scrie ceva în care să vă spun puțin despre el. Ia să vedem dacă scrie în română. În română nu, aba da. Șampon de păr, o formulă puternică reparatoare pentru părul deteriorat. Eu sunt mare fan a produselor care, mă rog, pe care precizează, de fapt, că e pentru păr deteriorat. Mi se pare mie că mă ajută mai mult, acum nu știu dacă chiar așa e. Părul meu nu este nici extrem de deteriorat, dar este un păr vopsit, este un păr pe care uneori îl mai și usu cu feonul, pentru că nu am timp uneori să fac baie de vreme ca până mă cur să se usuce și tot așa. Resurrection face părul mai rezistent, oferindu-i totodată netezire și un aspect sănătos. Grație combinației unice de ingrediente, acest șampon repară și îngrijește părul uscat. Aplică și masează părul ud, după care clătește cu apă din abundență. Pentru rezultate optime folosesc produsele complementare din aceeași gamă. Are 600 de mililitri și l-am luat la reducere, avea vreo 10 lei reducere sau 20 de lei. Am dat 41 de lei pe el, parcă. Și să știți că îmi place și cel mai mult îmi place că vine cu ciușpuc, vedeți? Și torni foarte, foarte ușor cu el. Îmi place mult chestia asta. Sper să fie foarte bun șamponul ăsta, pentru că am auzit de el că ar fi un produs bun și mai sper că mă va ajuta să nu mai am părul aspru. Bine, v-am zis că nu este extrem de aspru, dar... vârfurile, acolo este problema mea, cu toate că le dau și cu ulei și pun și ulei de cocos înainte să fac baie. Chiar mă ocup, dar sper să fie bun ăsta și să nu-mi cauzeze mătreață, Doamne ferește. Ca miros, îmi place, îmi miroase a ceva, dar nu știu a ce. Mă gândesc că pare că are așa un miros asemănător cu L'Oreal Elsev, acela roșu sau mov cu hialuronic, nu mai știu. Dar, mă rog, sper să fie bun. Are 600 de mililitri și m-am bucurat foarte mult că vine așa într-o formulă, într-un ambalaj mare și pe lângă asta ciușpucul ăsta, doza, pompița, nu știu cum să-i zic, mi se pare wow, că mă ajută, sunt sigur că mă va ajuta să dozez mai ușor, zic eu. Șamponul e cu roșu, balsamul e cu capac albastru, ca să nu le încurcă, vedeți că am multe chestii cu... și apropo, o să vedeți că în acest... haul, o să vedeți mai multe ambalaje roșii, nu știu ce Dumnezeule s-a întâmplat, dar am fost fiartă pe roșu. Da, sper să fie bune și abia aștept să mă spăl după ce termin clipul, o să mă și spăl cu ele și sunt super, super curioasă să văd cum vor fi. Mai departe, să continuăm tot în zona aceasta cu roșu. Opa, că era să le și scăp. Am zis că punga asta se duce așa în părți, fiind destul de mare. Mi-am luat crema asta de la Lactovit, pe care și pe am prins-o cu reducere vreo 2 lei. Vă dați seama că nu de asta am cumpărat-o, o aveam pe listă. Și la fel, îmi place în primul rând că este cu pompiță. Am mai folosit crema asta și este extrem de hidratantă. Și să știți, stați să vă și apropii puțin, merge foarte bine folosită și în sezonul cald, pentru că nu rămâne așa lipicioasă și foarte unsuroasă pe corp. De asta zic că e ok. Are oare și ceva scris în română? Ca să citesc și eu. Lactovit lapte de corp a fost formulat
cu protein calcium, promițând celor mai bune ingrediente ale laptelui să penetreze straturile cele mai adânci ale pielii, hidratând-o și hrănind-o din interior. Această tehnologie inovatoare de încapsulare asigură hrănirea pielii în timpul celor 3 etape ale ciclului său de viață. Rezultatul este o piele vizibil mai sănătoasă. În primul rând, este o cremă hidratantă, așa cum v-am zis. În al doilea rând, miroase foarte fain. Deci crema asta am descoperit-o la unghii. Doamna manicuristă la care merg eu și care îmi face unghii, avea recipientul ăsta de cremă, care, by the way, are 400 de ml, deci pentru corp va ajunge ceva. Eu o foloseam în fiecare seară și m-a ținut ceva, cupa. Tot simt cum pică astea de pe mine. Și cum am zis, am descoperit-o la ea, pentru că o avea pusă pe masa de unghii acolo, ca după ce termină unghiile să îmi facă masaj pe mâini, și așa am descoperit-o. Mi-a plăcut extrem de tare mirosul și am cumpărat-o și eu apoi. V-am zis că a fost vreo 2 lei redusă, nu știu, 16, 20, 22, 25, nu mai știu. Să știți că o găsiți și în DM și cred că este și în Kaufland, foarte bună. Să știți că din gama lor mai există niște deodorante care mie nu îmi plac și cred că mai este o cremă cu oil ceva, dar aia nu-mi place. Asta mi se pare mult mai bună. Tot cu roșu, am mai luat și un gel pentru igiena intimă de la Lactacid. Ăsta este antifungal, contribuie la înăturarea disconfortului creat de infecțiile vaginale, este cu pompiță, nu știu de ce l-am luat pe asta, le alternez așa, adică nu... Le-am avut pe mai multe culori, astea care au pompiță, astea îmi plac. Stați să văd dacă mai scrie ceva. Este testat clinic și eficient. Testat clinic, oferă eficacitate și blândețe. Este o gamă de produse special concepută pentru igiena intimă zilnică. Formulă cu pH alcalin de 8 contribuie la diminuarea acidității în exces, care favorizează dezvoltarea candidei abicans, responsabilă pentru micozele vulvovaginale. Da, o să arunc ambalajul că nu am nevoie de el. Ăsta mi se pare un produs foarte bun. Miros pare că are, dar... v-am zis că l-am mai folosit, dar nu simt un miros de parfum sau ceva, nu? E așa ceva foarte subtil. Văd că mai are aici un sigiliu care nu știu cum Dumnezeule să-l desfac. Oare fac bine ce fac? Nu știu cum trebuie desfăcut. Sau așa. Mă rog, o să văd eu cum îl desfac. Vedeți că e băgat căpăcelul ăsta. Sincer, nu mai știu cum le desfăceam. Da, o să verific. Dacă vreți un fumant, un gel de curățare intim bun, vi le recomand pe astea de la Lactacid. Mi se par cele mai bune. Consistența este una foarte groasă și simți că îți curăță, este densă. L-am încercat și pe ăla din Lidl, de la Sien, care comparativ cu acesta, ținând cont că ăla costă vreo 5 lei și ăsta este vreo 20, și ăla e ok, dar nu se compară cu ăsta niciodată. Este mult mai lichid de la așa. Am mai folosit unul din DM, de la Bella, care e cam ca ăla de la Sien, v-am zis, nu știu, dar astea sunt mult mai bune și au 250 de ml și au mai multe variante, mai multe culori, care practic sunt pentru mai multe, nu știu, probleme, chestii, nu știu cum să zic. Ia să vedem ce mai am aici. Am văzut pe TikTok, și nu doar pe TikTok, și pe Instagram, la o fată pe care o urmăresc, acidul glicolic de la The Ordinary, pe care eu îl știu de foarte mult timp. Am văzut ambalajul ăsta de... Am văzut, mă rog. Am auzit de produsul ăsta de foarte mult timp. Stați că nu pot să-l desfac. Haide. Așa. Deci, ăsta este acidul glicolic cu 7% acid, practic. Vine și cu căpăcelul ăsta. Iar acidul este acesta. Tu practic desfaci chestia asta și pui ăsta. Ei bine, eu l-am cumpărat pentru a-l folosi, bineînțeles, pe față, pentru că este un produs foarte bun pentru ten, exfoliază, tonifică, mă rog, mai multe chestii, dar stați să citesc ce scrie pe spate, în primul rând, că avem aici descrierea în română și sigur poate vă interesează și pe voi, mai ales că fiind produse din astea de îngrijire, sunt sigură că vă interesează, ca multe fete aici care sunt pasionate de zona asta de îngrijire și de skincare. Este pentru uz extern, nu lăsați la îndemâna copiilor, mă rog. Le vreau să văd ce scrie în română, spuneți-mi, vă rog, că scrie. Nu scrie, dar am văzut că mai am aici, în interior. Stai, că am un,
un prospect pe care sper să găsesc ceva în română să vă citesc, pentru că așa ar fi normal, sau măcar engleză. Am găsit română. Nu utilizați mai des de o dată pe zi, ideal seara. După curățare, îmbibați un tampon de bumbac cu formulă și aplicați pe față și gât. Nu utilizați pe pielea sensibilă care se exfoliază sau compromisă. Evitați conturul ochilor și contactul cu ochii. Nu clătiți. Utilizați în continuare produsele de îngrijire a pielii după caz. Dacă apar iritații, clătiți, întrerupeți utilizarea și consultați un medic. Da, deci doar atât scrie, să înțeleg, nu? Da, nu prea m-a ajutat foarte, foarte mult, dar... Să vă zic pentru ce l-am cumpărat eu. În primul rând să-l folosesc pe față, logic, așa cum v-am zis și mai devreme. Iar în al doilea rând, eu tot caut ceva în română, dar nici mă mai uit. În al doilea rând, l-am cumpărat ca să-l pun pe o dischetă de machiantă, așa cum zice și pe prospectul acela, și să îl dau pe zonele în care urmează să mă epilez. Am văzut-o pe TikTok și pe Instagram la o fată, așa cum v-am spus mai devreme, că pune pe o dischetă de machiantă și dă pe picioare, cu vreo 15-20 de minute, jumătate de oră înainte să se epileze, pe picioare, în zona sub brațul, tot așa, pentru ca să nu se ți irite și pentru și în cazul în care practic ai o transpirație urât-mirositoare, la fel poți să dai cu acid glicolic și te va ajuta super, super, super mult. Și v-am zis că eu vreau să-l mai pun pe față, o să mă mai uit pe net puțin, să mai citesc ceva despre el, pentru că nu sunt eu 100% mulțumită de ceea ce am citit deja pe prospectul ăla, pentru că ați văzut că nu mi-a dat prea multe informații. O să caut mai multe informații pe net și apoi îl voi folosi, dar v-am zis pe față, pe picioare, pentru că acolo mă epilez, în zona de sub braț, pentru că și acolo mă epilez. Și cam așa arată. Ia să văd dacă pot să-i pun eu acum căpăcelul. Ia, așa. Și gata, cred că nu. Ok, deci doar cât îi desfac de aici, îl închid, ia. Curge? Da. 12 luni de la deschidere. Să știți că nu are miros, iar după ce a fost deschis, trebuie folosit 12 luni și să aveți grijă să-l închideți foarte, foarte bine la capac, ca să nu intre aer, mă gândesc. Mai departe, încerc și o să iau chestiuțele astea mai măricele și mai groase, că mă deranjează. Am luat și două deodorante Borotalco. Am luat pe acesta pe care îl tot folosesc eu de mult timp, Borotalco Original Active Crystal Talc Extra Dry. Ăsta este cel pe care eu îl folosesc. Mi se pare că înainte scria altfel aici și au schimbat formula, ambalajul și nu știu ce. Ăsta are un miros foarte... Încerc să apăs, așa. Adică, nu știu, are un miros foarte... Nu știu, nu pot să concep, nu pot să asociez mirosul ăsta cu altceva decât cu Borotalco, nu știu cum să-l descriu. Și am mai luat unul pe roșu, continuăm seria cu produse roșii. Ăsta, și pe ăsta l-am mai testat, doamne, dar nu pot să apăs, așa. Și pe ăsta l-am mai testat, dar ăsta miroase un pic altfel, un pic a flori, parcă. Ăsta este intensiv 72 de ore, cică, bineînțeles că nu o să stau atâta. Nu o să stau atâta fără să mă spăl. Și la două produse Borotalco, cum mai am un săpun, eu mai am un săpun din ăsta acasă, nu știu ce Dumnezeu le să fac cu atâtea săpunuri, dar da, e ok. Îl țin acolo și văd eu la ce-l folosesc. Mai departe. Opa. Mai departe. Am aici două, de fapt sunt separate, două din astea cu ciocolățele și chestii. Hai să vi le arăt. Primul rând am aici niște cranberry, ziceți cum se cheamă, că mereu uit, merișoare, în ciocolată neagră, care de fapt nu este ciocolată amăruie, să știți, este o ciocolată foarte, 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 foarte bună. Sunt niște merișoare în ciocolată, fix așa se numesc, au 80 de grame și costă, cred că, în jur de 6-7 lei la BBT, la farmacia Tei la care merg eu, și anume aceea de pe Barbu Văcărescu, sunt undeva la case, nu le mai găsiți pe raion cum erau înainte. Sunt super bune și îmi plouă în gură, efectiv. Și am mai luat o variantă care este cu cireșe, dacă nu mă înșel. Da, cireșe în ciocolată neagră, la fel 80 de grame. Astea sunt puțin mai mari decât, pentru că sunt niște cireșe și, na, mă rog, sunt mai mari cireșele decât mereșoarele. Dar și astea sunt super, super, super bune, doamne. Aș mânca non-stop din astea.
Iubitul meu și-a luat, pentru că n-a trebuit să-și cumpere și el chestii, și-a luat pastă de dinți, pe care oricum o folosim amândoi, deci nu e doar pentru el. De data asta a luat Culmin de la Sensodyne. Mie nu îmi place altă pastă de dinți în afară de Colgate. Eu mă chinui maxim să mă spăl cu altceva pe dinți în afară de Colgate. Mi se pare, nu știu, dar e ceva rău de tot. Asta este pentru utilizare zilnică. Auziți și o salvare sau poliție, nu știu ce o fi. Protecție împotriva sensibilității dentare, dinți puternici, gingii sănătoase. Nu știu ce să vă zic, haideți că o și desfac, că o să o duc la baie oricum și pot să-i scot ambalajul și să vă arăt. Nu știu cât a fost asta, v-am zis că el a cumpărat-o, eu n-am ajuns până la pastă de dinți, s-a ocupat el și cam așa arată. Da, are un miros specific Sensodyne și specific altor pastă de dinți pe care eu nu le suport. Mai departe. Tot ieri și-a luat pentru peruța dentară două capete din astea de pus la peruța de dinți pe care el o are, și anume peruța de dinți din aia electrică. Sunt de la Oral-B și astea au prețul pe ele, au fost 40 de lei. Sunt orto, așa se numesc, nu știu dacă vedeți aici. Și mi se pare că sunt medium, classic, nu știu ce mai au, din astea foarte ușoare. El și-a luat orto, da, sper să fie bune. Am mai cumpărat și un Bepanthen cremă hidratantă cu pantenol 5%. Hidratează și regenerează pielea uscată și predispusă la iritații. Am o iritație, de aceea am cumpărat-o. Și am luat varianta care să nu fie pentru bebeluși, pentru iritații de la scutece. Asta a fost vreo 20 de lei și ia să vedem ce scrie pe ea. Pentru a obține cele mai bune rezultate, aplicați Bepanthen cremă de câteva ori pe zi. Se aplică pe piele în strat subțire prin masare ușoară. Pentru mai multe informații, mă rog. Este îngrijire delicată și pură, fără parfum și coloranți. Conține provitamina B5 pentru susținerea regenerării pielii. Este dovedit clinic. Deci hidratează și regenerează pielea uscată și predispusă la iritații. Pentru asta este, are 30 de grame, aveau și o variantă mai mare, dar eu am luat-o pe asta mică, pe care v-am zis că am dat vreo 20 de lei. Cam așa. Da, sper să fie bună și nu știu, mai știu ce miros are. E sigilată în capăt, va trebui să o... Așa. Gata. M-am dat și cu ea pe mână, să vedem cum este. Wow, ce hidratantă este! Oh my god! O să mă dau și pe picioare, pentru că am pielea foarte uscată, nu știu de la ce. Și să știți că intră foarte repede în piele, are un luciu, dar a intrat extrem, extrem, extrem de repede în piele. Foarte, foarte bună, mi se pare. Am mai folosit de mult Bepanthen, când tot așa aveam ceva iritație, și să știți că ajută. Și mai am 3 produse, care sunt pentru ten. Hai să începem în primul și în primul rând cu crema pentru ochi, care este aceasta de la... Tis. Complex bioactiv cu avocado, frunze de afin, albăstrele, semințe de struguri, hialurona de sodiu și vitamina E asigură hidratarea profundă și previne îmbătrânirea prematură a pielii din jurul ochilor. Am mai folosit o cremă de la Tis, care mi s-a părut ceva de vis. Tis, vis, vedeți, fac și rime. Dar nu am mai găsit-o pe aceea, care v-am zis era super hidratantă și foarte bună, și am luat-o de data asta pe aceasta, care nu are miros și e și asta la fel de hidratant. Deci mi se pare super fain că aceste creme de ochi, care costă foarte puțin, asta cred că a fost vreo 10 lei și ceva, stați să vă arăt așa, este atât de hidratantă. Deci vă jur că nu am văzut o cremă din aceea chiar scumpă care să fie atât de hidratantă și atât de, nu știu, se pare foarte, foarte interesantă. Pe asta v-am zis că am mai folosit de fapt creme de la Tis, nu pe aceasta, și altceva, dar tot Tis era până la urmă. Am aici un produs pe care nu l-am mai testat niciodată și am un produs pe care l-am mai testat într-o variantă mică și despre care v-am mai vorbit eu, dar hai să începem cu el. Am aici Centella Unscented Serum de la Purito, care este un ser de față ce nu conține uleiuri esențiale, fiind adecvat pentru tenul și pielea sensibilă, eu având un ten și o piele sensibilă, îmbogățit cu ingrediente precum niacinamide, ceramide, peptide, acid medecasis și 49% extract de centela. Aceasta ajută prin formula sa hrănitoare la calmarea și menținerea unei pieli curate. Aplicați o cantitate mică din produs, una, două pompe pe față, și mașterează delicat serul cu vârful degetelor până la absorpție.
Eu foloseam, deci, în primul rând eu mi-am luat de vreo 2 sau de 3 ori, varianta aceea mini, travel size, care cred că avea vreo 15 ml, care costa vreo 30 de lei în farmacia Tei și care mă ajungea în jur de o lună dimineața și seara folosind-o. Ei, bine, acum mi-am luat serul full, care a costat vreo, nu mai știu, 80 de lei, 90, nu mai știu cât a fost, dar vreau să vă zic că serul ăsta este ceva de vis. Este extrem, extrem de bun. Nu are miros. Nici nu am de ce să-l testez, că îl știu cum este. Nu are miros, nu are parfum și credeți-mă că, nu știu, se vede o diferență colosală la aspectul pielii mele. Mi se pare wow. V-am zis că nu mai știu cât a fost, vreo 80, 90, nu, 90 de lei a fost ăsta. Are 60 de ml și sper să mă țină ceva. Eu folosesc o pompiță la o folosire, una dimineața, una seara și credeți-mă că este suficient pentru că mi se pare că o pompiță e destul de generoasă când vine vorba de produs. Și ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt este o chestie pe care, o cremă de față pe care eu nu am mai folosit-o. Se numește Hydraterm de la Synergiterm. Este o cremă de față care se aplică pe tenul curat, masând produsul în piele cu mișcări fine până la absorție, poate fi utilizat în rutina zilnică a îngrijirii tenului dimineața și sau seara. Conține vitamina E, macadamia oil, allantoin, care nu știu ce Dumnezeu le este, hidratează pielea și o lasă catiferată și fine, este potrivit pentru toate tipurile de ten, în special cel uscat. Și cam atât. Haideți să o și desfacem. E sigilată, nu știu cum e. Să vă arăt ambalajul, că nu știu dacă vi l-am arătat. Are 50 de ml și a fost vreo 50 de lei, dacă nu mă înșel. Nu pot să o desfac. Haide. Ok. Vai, dar ce ambalaj drăguț are. Ia uitați, ce roz frumos. Voi nu vedeți din cauza luminii cât de drăguț este ambalajul, dar vă zic eu că este foarte drăguț, nu drăguț. Și, ok, vine cu pompiță. Wow, nu știu unde să o pun. Ia să o pun pe mâna asta, să o testez. Pentru că aici n-am mai testat alte produse. Nu are miros. Sau nu simt eu. E destul de lejeră. Ia să vedem. Wow. Are o textură, nu știu cum să vă arăt, dar e un pic lucioasă. Dar se absorbe foarte repede în piele. Wow, nu m-aș fi așteptat. Și este foarte fină, este așa ca o catifea. Super mult îmi place. Mă rog, textura e fix ce am nevoie. Dar că acum simt un miros, dar nu știu de ce. Sper doar să nu-mi cauzeze coșuri, în primul rând. Că am văzut eu macadamia oil, sper să nu aibă... Să nu... Nu cauzeze probleme, nu știu dacă nu se vede luciul, dar sper să fie bună. Îmi place mult și ambalajul și faptul că vine cu pompiță și pot să o dozez. Se pare foarte drăguță. În primul rând, ambalajul m-a cucerit, nu mai contează cum e crema. Dacă nu e bună, aia e. Am pierdut 50 de lei și o lună și ceva dându-mă cu o cremă care poate nu îmi place extrem de mult, dar oricum o voi folosi. Asta fiind spuse, sunt super curioasă să testez produsele pe care mi le-am cumpărat, dar vă zic, crema asta... E ceva de vis. Foarte hidratantă. Bine, nu știu cât de bună este pentru sezonul cald acum. Nu m-am gândit și la asta. Dar să vedem cum se absorbe în pielea mea. Pe pielea mea, mă rog. Ați înțeles voi ce vreau să zic. Astea fiind spuse, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul acesta. Să-mi spuneți dacă voi ați testat, nu știu, crema asta pe care eu chiar n-am mai testat-o sau dacă vă plac produsele pe care eu le-am cumpărat sau poate vă place șamponul și balsamul pe care nu le-am testat, dar despre care am mai auzit și sunt super curioasă să văd cum sunt. Astea fiind spuse, vă mulțumesc că ați uitat la mine și la clipul meu. Noi ne vedem la următorul clip. V-am pupat! Pa, pa!